dimineața tuturor! Noi suntem deja în mașină și plecăm spre excursia noastră de astăzi. O să vizităm mai multe cascade, o să vizităm plantația de orez, o să vizităm plantația de cafea și o să mâncăm în oraș. Și o să, dacă reușim, o să ne dăm și pe niște leagăne lungi în lounge. O să avem o zi foarte, foarte frumoasă. Aici este tăticul nostru, aici este șoferul nostru și mergem! Fetelor, aveți emoții? Wow, ce e acolo? Parcă e gol. Ia parte, parcă e prăpastie. Voi auziți natura? Mergem la următoarea cascadă. Da. Noi acum suntem în junglă. Așa că putem întâlni în orice moment o ambientate ceva. Ne apropiem de cascadă. Wow, scări. Wow. Așa scări făcute. E saci, da? Saci, da. Wow, cât de frumos! E această cascadă. Vai, ce frumusețe! Și acolo putem nota. Haideți să ne apropiem mai aproape de cascadă.
peșteră, da, peșteră acolo este. Atâtea scări în jos și în sus, că dacă nu suntem de prinși, am și obosit, așa-i jos mea? Aha. Deci sunt prinși? Probabil. Adică, mai ales ghidul nostru, dacă merge, cred că în fiecare zi cu turiștii pe la aceste cascade, el deja este de prins. A treia cascada, o que eu tenho, não? Olha! Opa! Olha! Olha! Uau! Que faina, arata! Achei? Parece muito interessante! Uau! É que tem isso, mamãe, que está chusando! Que priveliște! Estamos aí, deixa eu mancar! A gente mancamos nós? Da! Wow. Și cafeaua ce e scumpă, se face din masele fecale de la animalul acesta. Wow. Cea mai scumpă cafea din lume, da? Da! Tu ai să o guști astăzi? Da, eu am să încerc totuși. Spuneți-vă după urechiușa. Eu multe fluri. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Ai ce frumos aici! Multe verdeață, apă, râuri, e fenomenal! Da, văd asta, Josefina! Măi, ce frumos, așa-i? Da! Ne mergem la treia cascadă acum! Da! Cum fac eu lumina, tu vezi? Aha. Eu acum voi aranja piatră pe piatră și mă voi strui să găsesc echilibru. Așa fac ei aici. Nu știu pentru ce, dar fac. Boa. Yeah. E prea mare asta. Nu, dacă știi cum să pui, nu. Ta-da! Gata! Gata? Pui o piatră care n-ai pus-o bine și cade tot ce ai făcut până acum. Gata. Ok, să mergem. Cu treia! Uhuu! E o pela shower gel! Shower gel, shampoo! Pentru și eu voi vreți văd că voi dori! E rece? Da! Eu pot să intru, abia mi-am uscat părul, dar e foarte frumos.
băieților, ce faci voi acolo ăla? Hai că vin! Da? Aici vom lua astăzi prânzul. Wow, ce tare! Hai că vin! Super! Aici este prăpastie, să arăt! Ia, uitați-vă! Aici jos este prăpastie. De sub nu este nimic! Da, se ține totul pe așa ață. Nu ți-este frică? Da, un pic. Un pic? Așteptăm mâncarea cu să vină. Dar eu încerc să filmez ceva cu dronă, foarte fain. Ah, sperăm că să reușească, să fie conexiune, da? Da. Iată mâncarea mea. Și-au venit și băuturile. De fapt era invers. Al meu era de vanilie și am venit de căpșun, dar după ce ne-am schimbat. Tatăl a vrut de vanilie. Asta o dăție cu mâncarea? Da, da. Asta e a mea. Deja am mâncat puțin. De ce? Iar Melissa ciupulește de la unul de la altul pentru că nu se putea decide ce vrea. Așa da. E, Bita? Da. Ce e acolo? Asta la mine este fresh din zemos, din pepe de galben. Prima dată văd așa ceva. Da, este foarte... popular, gustos? Da, este foarte popular să facă sucur fresh. Foarte bun. Păi, ei l-au strecurat probabil. N-are pârea, are doar suc. Nu știu unde e pârea. Interesant. Poți și eu să gust. Sigur. Interesant. Asta înseamnă că ce? Nu prea îți place sau ce? Asta înseamnă că milkshake tău e mai bun, așa-i? Fetelor, coborâm, am venit să gustăm ceva ce poți gusta probabil doar în țările tropicale. Durianul! Simți mirosul? Eu deja simt că miroase. Da. Simți, mami, că miroase? Da. Hai să vedem. Iată așa arată durianul. Deja miroase. Dă-te, că le simți mirosul? Da, parcă zumos mie miroase. Eu simt alt miros. But be careful, yeah, it's very hard. Da, și postim din pui. Ce gustam? Yes, da. Pui, nu știu, miros e bine pentru mine, nu știu ce zic rău. Dar cum se mănâncă, tu știi? This? I can eat this? Yeah, this one, yeah, this one. Hai, Pita, îndrăznește, hai, îndrăznește. Este, da. Răsmea, mirosul în șeală, nu e așa cum miroase. Îți placă că ai să-l pui în șervițel, bine? Ok? Dacă nu o să-ți placă. Hai, Pita, toți la tine. Toți așteaptă să vadă cum Jasmina Show să guste durian. Dacă nu-ți place, o pune șervițel. Hai! Mirosul în șeală pui. De oameni acum privesc ca la mine. Și toți îți pun like de încurajare. Așa este? Hai, pune-ți like-ul. Like. Rogu-mă, rogu-mă un pic. E dulce, așa? E good. Crasă. Un pic ea... Ei, pe bebe. Ce-i, mame? Nu înțeleg gustul. Și să pus și eu? Da, hai, încearcă și tu. Ați pus destule like-uri să pus și eu? Cred că da. Nu, cum să zic, că el e gustos, dar... Nu e fructul tău. Adică, se poate așa odată, nu știu. Eu mă închipuiam că el miroase mult mai puternic. Poate suntem afară și nu se simte, nu știu. Da. Dar așa, nu e tare, dar pe la spate, dacă... Parcă mănânc perete. Da, consistența și, nu știu, e consistența de strană. Consistența e dezgustătoare, dar gustul e bun. E bun. Așa, de gustat odată e bun. Dar de mâncat și care îți nu. Așa că am gustat și noi durian. Melissa, da. Nu vrea? Ia întreabă. Meli.
nu, meni s-a jalat, e grețoasă la diferite lucruri, dar o să ai mult la durian. Okay. Ok, am făcut și asta, mulțumim pentru like-uri. Deci, noi am făcut-o și pe aceasta, am gustat ce durian. La început nu prea mă acomodam, după ce am zis gustul, dacă te deconectezi de la miros, atunci gustul e foarte bun. E foarte bun. Numai că acum în gură mi-a rămas mirosul ăsta. Gume nu am investigat, așa că va trebui ceva să-i mintez. Ah, apropo, pot să, dar nu vreau nici nachos, nu vreau, că e tot e dulciu, la ei nachos e dulciu. Așa că acum mergem unde? La plantația de cafea, da? Da, da. Și acolo de tipul nostru o să guste cafea. Cea mai scumpă cafea din lume. Păticule, noi să te urmărim, să te privim. Okay.